Eu cred că România are un rol deosebit de important pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, însă cred că ar fi și mai de folos dacă alte state membre ale UE ar participa. Și condițiile de trai, și condițiile pentru copii, și e bine și la noi, dar trebuie să tindem spre mai bine. Da, doar foarte multe grădinițe se repară, contribuie școli și în general îi contribuie mult. Da, nu trebuie să negăm lucrul ăsta, că e absurd dacă îl negi. Da. Cu trecerea asta spre Europa, tot este de la dânsa ajutor, că s-a schimbat vama, o scos ungurii și o pus o singură vamă. Asta și așa și cu drumurile am înțeles că tot, adică nu știu precis, dar așa, prin auzite. Așa, la școli, așa, șota, parcă ceva mai auzit. Facilități sunt multe. În primul rând, ieșirea din Republica Moldova cu un pașaport european este un avantaj. Dar știu că multă lume merge în România și pentru un tratament și mulți au posibilitatea, având cetățenie română, să cumpere un imobil în România, lucru care este firesc. Dacă să vorbim despre ajutoarele din partea României, pot să vorbesc foarte frumos despre ajutorul din partea României acordat în construcția bisericii din Comuna Canie, raionul Cantemir. Biserica începută din anul 2000 și la moment se află încă în construcție, de acum este ajuns la finisarea pereților. Sperăm ca în viitor apropiat să fie finalizate toate lucrările acestea de construcție și suntem foarte recunoscători Guvernul României pentru că în totalitate această biserică este construită din talpă, de la temelie, de către Guvernul României și cu suportul Guvernului României. Mulțumim de toate ajutoarele, cei ce ține de învățământ, loturi de carte, autobuze, să nu uităm, aceste autobuze microșcolare pentru școlari care au venit amuși, ultimele 40, dintre care chiar Raionul Cantemir a beneficiat de un autobuz. Am mai avut mai înainte încă câteva unități pentru copii, ceea ce este foarte bine. Știm că avem instituții care sunt mici, care trebuie și sloganul care este la o școală mai bună este binevenit și este ajutat, un ajutor considerabil din partea statului român. Cred că România e primul loc care ajută Moldova în integrarea Uniunii Europene. Da, au fost proiecte care dezvoltarea parcului central. Adică, în principiu, dacă activezi, ai și rezultate frumoase.